Salut, eu sunt Andrei și astăzi vă voi povesti cum a fost anul 2020 pentru mine. Am început cu un colind pentru că m-am apucat de chitară acum o lună și asta este prima piesă completă pe care am învățat-o. Și am ales această piesă pentru că se potrivește cu spiritul Crăciunului. Anul a început bine pentru mine pentru că chiar pe 1 ianuarie am plecat în Italia la Le Mans Bowl. Acolo am câștigat turneul și m-am bucurat foarte tare, doar că, după cum bine știți, am luat o cupă plină cu lămâi și n-am putut să cărăm în țară pentru că nu ne-a lăsat să o luăm cu noi în avion. Am avut probleme pentru că nu știam dacă se va sparge sau nu. Până la urmă s-a spart un pic și am reparat-o. În luna februarie a fost ziua mea și am împlinit 10 ani. Am așteptat de mult momentul acesta pentru că vreau să am două cifre în vârsta mea. În luna martie nu m-am bucurat foarte tare pentru că am stat în izolare 3 luni, martie, aprilie și mai. În luna iunie am reînceput antrenamentele, apoi în luna iulie au reînceput turneele și am avut 4 turnee înainte de naționale, turneele de pregătire. Am reușit să le câștig pe toate 4, după aceea am avut naționalele. A fost o săptămână grozavă pentru mine, am reușit să-mi ating cel mai înalt nivel de joc și am fost foarte bucuros după ce le-am câștigat. În luna septembrie am început să joc turnee numai la categoria de 12 ani. Am reușit deja să câștig 3, unul chiar săptămâna trecută la baza Ilie Năstase. În luna septembrie am început clasa 5-a, tot la școala Olga Gudin International School. Aș dori să le mulțumesc profesorilor mei și dirigintei mele pentru că sunt înțelegători atunci când nu pot să ajung la ore din cauza turneelor. Școala a început însă un pic diferit, și anume online. Pentru mine mi s-a părut un avantaj pentru că puteam să mă duc mai ușor la meciuri și puteam să intru la ore după meciuri. În luna noiembrie m-am apucat de chitară. Îmi place foarte mult să cânt la chitară, mi se pare distractiv și pot să mă relaxez. Dar n-am fost singurul care s-a apucat de chitară. Fratele meu Mihai s-a apucat de chitară. Mihai, ține ceva despre chitară. Chitară este un instrument foarte frumos cu care eu am învățat melodiile, mult se întrăiască, se vizlă, obraz frumos și mai am învățat Moș Crăciun cu plete de arfe. Pe profesorul nostru îl cheamă Claudiu. Îi mulțumim foarte mult pentru că ne-a învățat să cântăm la chitară. Mihai, am auzit că ai început să joci turnee de FRT. Este adevărat? Așa este. Eu am început turneele de FRT și sunt foarte fericit. Suntem în luna decembrie, ne pregătim pentru Crăciun și am pus pradul. Sper că v-a plăcut acest videoclip. V-aș ruga să-mi dați un like, un share și un subscribe, un follow pe Facebook, pe TikTok și la revedere!